În Comuna Malaia a început activitatea de semnare a contractelor de salubrizare pentru persoanele care nu figurează în sistem cu plata acestor servicii. Operatorul de salubritate ridică gunoiul de două ori pe săptămână, iar tariful perceput este de 18 lei pe gospodărie. Primarul Gheorghe Dinculescu le recomandă locuitorilor să-și încheie contracte pentru a nu fi sancționați la aruncarea gunoiului în locuri nepermise. Lucrăm la delegarea serviciului de salubrizare. De aceea eram în discuții cu cei care au acum serviciu să-și încheie contractele. Contractele se încheie între fiecare gospodărie și operatorul de salubrizare. Am evitat implicarea primăriei să fie veriga care a zis primăria și încheie contracte doar pentru instituțiile, pentru primărie, cămine culturale, școli, grădinițe, astea sunt în atributul nostru, domeniul public, dar restul fiecare gospodărie în parte să-și încheie contract. Până acum nu aveau cetățenii contract cu... Aveam, dar nu au toți cetățenii. Din păcate, peste tot ne confruntăm și cu asemenea probleme, de aceea ne punctam cu reprezentanții firmei Braicata, să vedem cine nu are să-și încheie contract, că în prima fază venim în întâmpinarea lor, îi ajutăm. Și după aceea aplicăm hotărârea Consiliului Local, care spune că e mult mai costisitor să te taxăm. E o valoare mult mai mare. Pentru că ei plătesc 18 lei de gospodărie pe lună. Nu este o sumă foarte mare. Operatorul se plânge că nu își acoperă costurile. Suntem și poziționați aici, în nordul județului. Costurile sunt foarte mari. Dăm și vin de două ori pe săptămână în Malaia. Ce destul de... Se colectează gunoiul și selectiv? Da. Avem o altă firmă care vine joia și ridică deșeurile reciclabile. Acum în caietul de sarcini, cel care va câștiga licitația și operatorul care va fi pe comună are obligația să ridice și deșeurile reciclabile.